Stadionul de la Uliești a fost locul unde și anul acesta călușarii au înfipt steagul pentru a da startul festivalului ce se desfășoară aici de ani buni. Cu o interpretare aparte și cu un spectacol coreografic în care călușarii au parcurs întregul ritual, dansul a fost urmărit de toți cei care s-au aflat pe stadion. Ce se deosebește călușul de aici, de la Uliești, față de călușul din Muntenia, de mai sus, de mai de la munte? Păi, deosebire mare nu e, că tot aceleași tradiție, dar la noi aici eu am... Deci eu am făcut călușul la vârsta de 16 ani și acum am 67. Mulți înainte! Mulțumesc la fel! Bătav sunt la vârsta de 25 de ani, când aveam 25 de ani și tatăl meu a jucat călușul. Și înainte, da, înainte tot așa, la noi e tradiție de rusalii, e tradiția asta și facem călușul. Deci nu suntem profesioniști, ne întâlnim de rusalii cu cine, care are picior de călușar, simt eu că... Așa, prin sat? Am fost și în sat, tot așa jucăm, în sat mai puțin, că e obositor. Bine, eu azi n-am fost în sat, că vă spun drept zi, nu mai las să ducă decât ăștia mici ca să facem frumos aici. Și băieții, de unde? Sunt aici? Toți de aici. Păi, dar în Căluș am doi băieți ai mei, gemeni, doi băieți gemeni. Dumneavoastră i-ați învățat? Pe toți, da. De când erau mici, așa? De când erau mici. Deci, înainte aveam, era pick-up de la Pacific cu plăci. Și-l puneam pe ăla și învățam să joace. Mi-a plăcut tradiția asta. V-a plăcut aici? Credeți că va mai dura această tradiție? Veți mai găsi? Știu, păi, să vă locuiască? Găsesc, am băieții mei care mă locuiesc, dar atâta cât mai pot, mai fac, că mi-e drag. Alături de călușari, a întreținut atmosfera de la Uliești ansamblul Sânzienele al Casei de Cultură din Găiești, condus de neobositul coreograf Nicolae Ene. Ansamblul de dansuri Dionisios și trupa favoriții din Târgoviște au întreținut atmosfera prin cântece și jocuri. Micii artiști ai localității Uliești, elevii școlii din localitate, au reușit să smulgă aplauzele asistenței. La această tradițională manifestare au fost prezenți oameni politici, dar și turiști aflați în trecere și care au auzit de călușul de la Uliești. Ne-am organizat eu, cât și domnul vice, pentru acest eveniment, Festivalul Călușului, ceea ce a avut loc la noi în comună, dar cum vedeți și dumneavoastră, anul ăsta l-am făcut mult mai spectaculos, pot să-i spun. Au fost prezenți oameni politici, senatori, deputați, unde ne-au sprijinit în totalitate pentru acest festival. Am zis că la anul veți face Ziua Comunei Uliești și călușul. Continuăm obiceiul acesta al călușului, că e un obicei din moș și nu vrem să-l pierdem. Dar aici s-a păstrat obiceiul acesta al călușului, cu toate că nu prea mai sunt tineri care să-l îndrăgească, dar încercăm să-i atragem de partea noastră și ne ocupăm în special de acest obicei să-l avem în continuare. Bun, mulțumesc! Și noi am arătat cetățenilor că se poate și la Uliești organiza ca la carte. Pentru a respecta tradiția, primarul localității încearcă începând de anul viitor să dea o altă amploare acestui eveniment, care va fi legat și de sărbătoarea dedicată Zilei Comunei, care se va afla la prima ediție.